Partidul Comuniștilor a cerut demisia șefei Curții Constituționale, Domnica Manole. PCRM a declarat că Domnica Manole și-a depășit atribuțiile și, potrivit deputaților comuniști, a ascuns în mod deliberat opinia separată a unuia dintre judecătorii CC, care a fost emisă ca răspuns la solicitarea PCRM de a verifica constituționalitatea deciziei Parlamentului care a stabilit alegerile prezidențiale pentru 20 octombrie. Aceasta este o dovadă clară că conducerea Curții Constituționale recurge la manipulări pentru a suprima pozițiile incomode pentru autorități și pentru a ascunde adevărul. Comuniștii consideră că un astfel de comportament din partea președintelui Curții Constituționale nu numai că subminează încrederea în sistemul judiciar, dar constituie și o încălcare grosolană a Constituției. PCRM cere investigarea imediată a acestor încălcări și demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, care, potrivit comuniștilor, servește interesele politice ale puterii. Vom continua să apărăm interesele poporului și să demascăm orice tentativă de uzurpare a justiției. Amintim că deputații comuniști au contestat decizia Parlamentului care a stabilit 20 octombrie drept dată pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale. PCRM este sigur că această decizie contravine articolului 90 aliniatul 4 din Constituție, potrivit căruia alegerea unui nou președinte trebuie să fie organizată în termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de președinte. Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că CC a decis că recursul deputaților Vladimir Voronin și Diana Caraman a fost inadmisibil. Judecătorul CC, Serghei Țurcan, care a publicat o opinie separată, a scris următoarele: în opinia mea, Curtea Constituțională trebuia să declare sesizarea admisibilă pentru a o examina în fond și pentru a verifica constituționalitatea articolului 135 aliniatul 2 din Codul Electoral, precum și a hotărârii Parlamentului numărul 122 din 16 mai 2024 cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Suprapunerea a 2 mandate constituționale ale președinților Republicii, ambii aleși prin voința poporului, ar putea genera atât incertitudini de ordin constituțional, cât și instabilitate politică și conflicte sociale. Alegerile prezidențiale trebuie organizate astfel încât mandatul președintelui nou ales să succeadă mandatului expirat. Astfel, intervalul de timp dintre 2 jurăminte nu poate fi mai mic de 4 ani pentru a nu afecta caracterul plenar al mandatului constituțional în curs. Am contactat-o pe președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, în speranța de a obține un comentariu privire la cererile comuniștilor. Răspunsul a fost scurt. Știți, noi nu comentăm declarațiile politice ale partidelor sau ale liderilor de partide, îmi pare rău. S-ar părea că povestea s-a încheiat, dar după doar o jumătate de oră, chiar Domnica Manole îl contactează pe jurnalistul nostru prin SMS și oferă un comentariu. De data aceasta, președinta CC a respins toate acuzațiile. Decizia a fost luată de judecătorii curții în Camera de Consiliu și nu a fost anunțată în ședință publică, așa cum se procedează în cazul hotărârilor. În cadrul briefingului ținut în data de 16 septembrie, președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat considerentele deciziei majorității, care a fost publicată la scurt timp pe site-ul Curții Constituționale. Judecătorul desident și-a trimis spre publicare opinia separată în data de 20 septembrie. În acest sens, respingem acuzațiile la adresa președintelui curții. Vă reamintim că deputații comuniști consideră că principalul pericol al organizării alegerilor pe 20 octombrie este instituirea unei posibile duble puteri în țară, în condițiile în care actualul președinte nu și-a încheiat încă mandatul de 4 ani, iar noul președinte a preluat deja funcția. Conform calculelor opoziției, o astfel de perioadă de incertitudine ar putea dura aproximativ 1 lună. În plus, potrivit comuniștilor, această situație deschide oportunități pentru Sandu de a utiliza resursele administrative, ceea ce ea face în mod activ.